Eu cred că imaginația unui părinte poate să funcționeze foarte bine în sensul acesta, mai ales că îl ajută propria copilărie și cam știe ce are de făcut, da? Unde se află aceste mirosuri, atingeri, greutăți, da? Gusturi și așa mai departe. Reeducând copiii noștri în materie de senzorialitate, vreau să-i spun că este și un tratament care se folosește în autism, stimularea senzorială. Este observabil faptul că un copil cu autism își crește cu 60% aproape receptivitatea față de lumea din jur dacă începe să îi se pună pe palmă o țesătură sau pe față și începe să miroasă, atunci se trezește practic o bună parte din mintea lui. Dacă merge la autiști, bineînțeles că merge la orice copil.